Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1819 s-a născut Jacques Offenbach. A fost compozitor și violonist evreu originar din Germania, naturalizat francez. El este considerat întemeietorul operei moderne ca gen de sine stătător al teatrului muzical. A avut o influență mare asupra compozitorilor de operete care i-au urmat, în special Johann Strauss și Arthur Sullivan. În anul 1909 s-a născut Errol Flynn. A fost actor australian cunoscut pentru rolurile sale romantice din filme de capă și spadă de la Hollywood. În anul 1949 s-a născut Lionel Richie. Este cantautor, producător de discuri, muzician și actor american. Începând cu anul 1968, este membru al grupului muzical Commodores. Richie și-a făcut debutul solo în anul 1982 cu albumul Lionel Richie, care conținea hitul Truly. În anul 1967 s-a născut Nicole Kidman. Este actriță australiană de film care are dublă cetățenie australiană și americană. Este câștigătoare a premiului Oscar. În anul 1891 s-a stins din viață Mihail Cogălnicianu. A fost om politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român originar din Moldova, care a devenit primul ministru al României la 11 octombrie 1863, după unirea din anul 1859 a principatelor tunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și mai târziu a servit ca ministru al afacerilor externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Alexandru Ioan Cuza și Carol. A fost unul dintre cei mai influenți intelectuali români ai generației sale. În anul 1933 s-a stins din viață Carla Zetkin. A fost unul dintre întemeietorii Ligii Spartacus și ai Partidului Comunist din Germania, inițiatoare a sărbătorii zilei de 8 martie ca Ziua Internațională a Femeii. În anul 1947 a murit Bugsy Siegel. A fost gangster american cunoscut și pentru începerea dezvoltării orașului Las Vegas. În anul 1995 a murit Emil Cioran. A fost filosof și scriitor român, devenit apartid și stabilit în Franța, unde a trăit până la moarte, fără să ceară cetățenia franceză. În anul 2015 a murit Angelo Niculescu. A fost fotbalist și antrenor român de fotbal care a antrenat echipa națională a României în 7 mandate, între anii 1967 și 1972, dar și la campionatul mondial de fotbal din anul 1970. În anul 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde, observată în Filipine. În anul 1963, reprezentanții ai Statelor Unite ale Americii și URSS au semnat un acord de instalare a liniei fierbinți telefonice între Washington și Moscova. Ea a devenit operațională din luna august a anului 1963. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ca sfințe a voievodului Constantin Brâncoveanu și a copiilor lui, precum și a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, prăznuit la data de 2 iulie. Această rubrică a fost oferită de Mekon.